Hello, copii! Am venit până la magazinul Senia. Este în apropiere de sala palatului ca să-mi cumpăr chitară. Așa cum, după cum bine ați dedus și ați înțeles din titlul clipului. Și acum am vrut să fac așa o scurtă introducere, n-am o motivație anume, sau mă rog, aș avea, dar prefer să nu vorbesc acum prea multe despre ce m-a făcut anume să aleg chitara. Poate vom sta la discuții la un moment dat, cert este că o să urc și vedem. Cel puțin așa îmi aduc aminte că se numea sau nu știu, ceva de genul. Încă, pentru că nu merg singură, aștept pe cineva să vină să mă îndrume, pentru că nu știu absolut de nici unele despre chestia asta. M-am uitat eu la niște clipuri pe YouTube, am văzut că sunt o groază de aplicații despre chestia asta, despre cum să înveți singur să cânți la chitară și am toată încrederea că voi reuși la un moment dat. Acum vom trăi și vom vedea. Deci, n-am mai fost la magazinul ăsta de pe colț, pentru că de fapt era vorba despre un alt magazin mult mai mic, nu știu cum se numește, poate să-l găsesc acasă pe Google Maps. Doi oameni foarte de treabă acolo mi-au explicat ce și cum, mi-au acordat chitara, au avut răbdare, le-am spus că îmi place un anume model de chitară, adică nu acea chitară maro clasic. Am optat pentru un model ceva mai vintage, care era de fapt același model, dar cu un alt design. Mi-am cumpărat și un pachet, există pachet disponibil cu stativ, husă și pene, și mi-am mai cumpărat un set de corzi, un set nou, care mi-au spus tot oamenii de acolo că, bineînțeles, vor suna ceva mai bine, doar că eu în acest moment nu prea știu ce înseamnă că sună o chitară mai bine sau mai bine. Știu ce m-ar deranja automat, că na, dar nu știu, nu cred că voi sesiza vreo diferență la început, cel puțin, pe între cele două seturi de corzi. Așa că le voi folosi pe cele pe care le-am deja puse pe chitară, chitară fiind nouă, bineînțeles. Mi-am dorit una nouă, deși știu că există posibilitatea și multe posibilități să ți le cumperi la mâna a doua, dar am zis că dacă tot fac treaba asta, poate cine știe o să mă prindă și să am eu chitara mea. Da, ca un greier burtos. Da, inside jokes, ca să zic așa. Și sper să mă descurc. De fapt am entuziasmul ăla, pentru că de asta am ajuns să-mi cumpăr chitară, pentru că sunt entuziasmată de ideea asta. Nu știu mai departe dacă rămân doar cu partea de chitară sau o să încerc și două, trei vorbe. Habar nu am, nu știu. Este un teritoriu complet nou pentru mine. Nu știam cum se numesc chestiile, cum se numerotează corzile, cum nu știu absolut nimic. Mă rog, știu anumite noțiuni cât să nu fiu complet străină, dar am acum 0,1 cunoștințe din domeniul ăsta față de acum 3 zile când nu știam nici măcar atât. Dar știam sigur că îmi place. Îmi place cum sună poezia pusă pe o piesă folk, dacă vreți, dar pentru că în general așa sunt asociate cele două, poezie pusă în valoare alături de o piesă cântată la chitară înseamnă muzică folk. Și cum de-a lungul timpului am rezonat cu anumite piese de genul ăsta, am zis că dacă tot vreau să învăț să cânt la un instrument, iar instrumentul meu preferat este vioara, de departe. Mă rog, discuția e mai lungă pe subiectul ăsta, de ce, cum și în ce fel. Apoi ar fi violoncelul, dar na, din rațiuni de spațiu nu o să mă apuc să cânt la violoncel, iar la vioară mi se pare foarte, foarte greu, mult mai greu decât la chitară. Așa că, uite, am ales într-un final și pot să spun că în ziua asta de cât este, cred că 2 august 2022, uite ce frumos, 2 august 2022 mi-am cumpărat prima mea chitară și voi merge acasă să
văd ce reușesc să fac. Am găsit câteva lecții foarte interesante pe YouTube și chiar pe înțelesul meu, nu pe placul meu, și pe placul meu, dar foarte, foarte ușor de înțeles și nu-mi rămâne decât să exersez și să exersez și să exersez, dar vreau să surprind astfel de momente într-un vlog pentru a împărtăși cu voi chestii și pentru a vă da curajul, poate, să faceți ceva la care visați de foarte multă vreme, poate din copilărie, cum sunt eu, de exemplu. Mi-a plăcut întotdeauna ideea asta de a cânta la un instrument muzical și nu m-am ocupat de această parte a vieții mele, de acest hobby, să zic. Și, uite, la 35 mi-am luat prima mea chitară și sper să învăț și să, la un moment dat, să mă filmez cântând și un cântecel cap-coadă. Adică, sigur, voi face asta, dar să vedem ce mai fi până atunci. Gata, mă duc spre casă și încep chiar și prima mea lecție de chitară. Cum sună treaba asta? Foarte, foarte șmecher. Gata, am ajuns și acasă și avem așa. Aici am standul pentru se și poate observa lesne. Aici este standul pentru chitară. Ar trebui să aduc un cutter, dar până una alta trebuie să vă arăt chitara. După cum vă spuneam, am cumpărat și o husă. Nu cunosc brandul de huse de chitară, dar aceasta este Thomann Acoustic Steel, din ce văd, mă rog, jig bag. O chestie din asta. Aici am garanția și bonurile fiscale și toate cele. Am setul nou de cors, așa cum vă spuneam. Văd aici performanță superioară, autentic acustic, Martin, cred că așa este, da. Martin and Company. Phosphor Bronze, nu știu ce, pe acestea am dat 50 de lei, iar pe husă și pe stand și pe acestea sunt mai multe pene de diferite grosimi. Sunt 12 din ce văd, tot aceeași firmă, Harley Benton, din ce văd. Dar haideți mai departe să trecem la dezvăluirea minunăției noastre de astăzi, adică această chitară. Chitara este Harley Benton, la fel cum am spus că sunt și aceste pene. Și cam așa ar suna ea. Mă rog, m-am uitat la niște clipuri și vorbeau, care prezentau practic chitara, dar nu o să mă apuc să vă dau eu lecții de chitară, pentru că înainte de toate ar trebui să iau eu lecții de chitară, bineînțeles, dar ca idee, așa, ca o necunoscătoare ce sunt. Doamne!